motivul pentru care ne-am adunat este tocmai a încerca să lămurim aceste lucruri, pentru că fiecare dintre noi își pune problema, cum dobândește meșteșul, cum învață, în ce direcție merge și ce folos are rezultatul muncii mâinilor lui. Îl invităm și pe domnul Ștefan Ionescu Berechet, lector la Facultatea de Teologie, un pasionat, adică a predat arte creștină și chiar și patologie o scurt timp, are doctoratul pe teologie icoane la Teodor Mărturisitorul și la Teodor Studietul și Nichifor Mărturisitorul și un pasionat al istoriei, să zicem, icoanei și teologiei. Sperând că acest cuvânt aduce un plus de lămurire întrebărilor noastre ca iconari, vă rog să... Îmi permiteți o să... Așa. Icoana este o replică a arhetipului. În ea este întipărită totalitatea formei văzute a celui a cărui amprentă este ea, iar aceasta grație asemănării. Ea nefiind distinctă de modelul său decât prin deosebirea de ființă datorată materiei sale. Icoana este o pecete și o imprimare, purtând în sine înfățișarea proprie a lucrului după care este numită, o asemănare a celui a cărui icoană este și ea poartă în ea imprimată prin imitație eficia arhetipului. Două definiții ale icoanei, de la care ne-am propus să plec în prezentarea de astăzi. Prima aparținându-i Sfântului Nichifor, Patriarhul Constantinopolului, cea de-a doua Sfântului Teodor Studitul, Egumenul Mănăstirii Studion, doi teologi fundamentali, conofiri din a doua fază a iconoclastiei. Ceea ce ne poate surprinde la prima vedere în aceste două definiții, sunt termenii folosiți pentru a defini icoană. Replică, întipărire, amprentă, pecete, imprimare, eficie. Nu sunt termeni familiari artelor plastice, termeni desprinși, preluați din limbajul artelor plastice, ci preluați din limbajul sigilografiei. Acea știință care se ocupă cu studiul sigilor și a simbolisticii aferente acestora, asociată și, bineînțeles, și cu heraldica. Ce vor să ne transmită acești doi mari teologii conofili prin această definire a iconei drept pe ce? În primul rând, ne dăm seama că este vorba de o obiectivitate de cea mai deplină măsură a formei, a icoanei. Da? Icoana nu se poate afla la arbitrariul omenesc, nici al pictorului, nici al comanditarului, nici al credinciosului. Icoana este expresia unui adevăr care transcende lumea noastră. În al doilea rând, ceea ce rezultă de aici foarte strâns, pentru cei care, mă rog, sunt familiarizați cu sigilografia, știu ce însemna pe vremuri, ce importanță, ce relevanță juridică conferea o pecete a unui domnitor, a unui boier, imprimată în hârtia, să spun, unui document, pentru a confirma, a garanta autenticitatea deplină că acel act este emis de către domnitor, acea semnătură este semnătura titularului de drept, nu altcumva. Știu foarte bine că între pecete, între inelul sigilar și amprenta pe care el o lasă în materia documentului, nu există decât, exact cum spune definiția, o distinție de materie. Da? Nimeni nu-și poate pune problema că amprenta pe care o lasă inelul sigilar este alta decât cea a inelului matrice sau ar fi diferența, ar exista diferențe între cele două. Deci ce ni se sugerează este foarte clar legătura indisolubilă între icoană și prototip. Pentru a defini această legătură, cei doi mari apărători a icoanei introduc, fac recurs la instrumentarul oferit de logica aristotelică, mai precis la categoria relativilor. Ce sunt relativii? Ne-o spusese însuși Aristotel, sunt relative acei termeni a căror natură capătă înțeles în comparație cu altceva sau printr-o raportare la altceva. Prototipul și icoana, spune Sfântul Teodor Studitul, țin de categoria relativilor,
căci prototipul introduce întotdeauna împreună cu sine icoana cărui prototip este, precum dublul introduce întotdeauna cu sine jumătatea față de care se zice dublu. Căci nu ar putea exista prototip dacă n-ar exista icoană, nici dublu dacă nu s-ar gândi mai întâi o jumătate. Lucruri care subzistă și se gândesc în același timp ca unele ce sunt simultane. Deci lucrul esențial pe care vreau să-l înțelegem este că bizantinii gândesc icoana în relație cu prototipul, în maniera relativă. Ideea de relație, ce este această relație, ne spune Sfântul Tihor Mărturisitorul, vorbind de asemănarea formală dintre icoană și prototip. Și spune la asemănarea formală, este un fel de relație care mediază între termeni extremi și anume între cel asemănător și cel asemenea, unificându-i prin forma văzută și legându-i chiar dacă acești termeni se deosebesc prin fire. Căci fiecare din cei doi este un lucru și un alt lucru prin fire. Ceea ce pune în relație, așadar, cei doi relativi, icoana și arhetipul, în ciuda deosebirii lor de ființă sau de substanță, de materie, este așadar prezența aceleași forme văzute ca formă vie sau model în arhetip și ca formă neînsuflețită sau asemănare cu icoană. Această formă văzută sau sensibilă reprezintă ansamblul trăsăturilor exterioare, ce diferențiază o persoană de o altă persoană și care, potrivit Sfântului Teodor Sutitus, sunt însușiri caracteristice ipostatice. Particularizând în plan văzut un ipostas reprezentabil iconic, aceste trăsături au un caracter unic și inconfundabil, încât icoana unei persoane nu va fi niciodată identică cu alte. De aici decurge grija cu care sunt consemnate fizionomiile sfinților, sumar sau în detaliu, în eminile de pictură bizantină și preocuparea iconarilor vechi de a reproduce forma originală, forma prototipului. Prin întipărirea grafică a trăsăturilor sale exterioare în icoană, în materie icoane, ipostasul sau persoana se face văzută și implicit prezentă, dar nu ființial, căci materia icoanei nu are nimic în comun cu firea arhetipului, ci le spune Sfântul Teodor Sutitu în maniera reflectării originalului în oglindă. Prin icoană ajungem așadar la cunoașterea ipostasului înfățișat și putem intra noi, credincioșii, în relație cu el. Și aici intervine o distinție fundamentală care ne lămurește diferența de perspectivă care există, care se poate observa în decursul istoriei Bisericii, în special între Occident și Răsărit. Diferența de înțelegere asupra icoanei. Când privești materia icoanei, spune Sfântul Teodor Sutitu, natura icoanei, n-ai putea numi ceea ce se vede nici Hristos, nici icoana lui Hristos. Căci ea este poate lemn, culoare, aur, argint sau altă diferită materie de la care se și numește așa. Dar când privești asemănarea prin întipărirea arhetipului, poți numi ceea ce se vede și Hristos și al lui Hristos. Da? Când spune opostul lui Hristos, se referă la omonimie, adică la faptul că pe icoană este întipărit însuși numele prototipului. Da? Trecem Iisus Hristos, nu icoana lui Iisus Hristos. Iisus Hristos și al lui Hristos prin relație. Relația dintre icoană și prototipul. Pornind de la această distinție fundamentală, această înțelegere de o subtilitate extraordinară pe care o arată Bizantinul față de icoană, se conturează două percepții foarte diferite, îndrăznesc să spun, asupra icoanei. Icoana înțeleasă doar ca obiect, da? Obiect de artă, obiect istoric, obiect patrimonial și, bineînțeles, obiect de cult, obiect liturgic. Este logica pe care o întâlnim la iconoclaștii bizantini, este logica pe care o întâlnim în secolul VIII la armeni și este logica pe care o vom întâlni și în perioada mai veche și în perioada post-iconoclastă în Occident. Și aici, cumva, taberele se separă. Da? Icoana privită ca obiect,
determină două atitudini. Fie respingerea ei radicală, precum în cazul iconoclaștilor, care o distrugă, o refuză, fie sacralizarea sa prin rânduiala de sfințire. Deci ca ea să poată fi introdusă ca obiect sacru prin care are loc, spun armenii, trecerea de la ceea ce este profan la ceea ce este sacru, prin sărășurirea Harului Duhului Sfânt în acel obiect mitical. Da? Prin rânduiala de sfințire. Da? Deci ori o distrugem, ori o sacralizăm. Ca să ce? Să depășim impedimentul, piatra de potrivire pe care o reprezintă materialitatea icoanei, care nu poate fi logica icoanei înțeleasă ca obiect depășit altul. Da? Deci ori o distrugem, ori o sacralizăm. De, într-o cu tot o altă perspectivă, însă, se situează icoana înțeleasă drept relativ. Icoana înțeleasă de către bizantin în relație cu prototipul. Potrivit patriarhului Nichifor, asemănarea formală autorizează omonimia. Aceeași denumire desemnând și icoana și modelul. Astfel încât trebuie afirmat că icoana împărtășește comunitatea și relația cu prototipul nu doar potrivit formei sensibile, ci și potrivit omonimiei. Omonimia este inerentă iconomiei iconice și nu are simplu rol de identificare. Și pe acela de a consfinți autenticitatea asemănării redată în icoană. Sfântul Grigore de Nisa merge până într-acolo încât să atenționeze că icoana care nu poate asemănarea nu este vrednică să poarte nici numele prototipului. Este un fals ceea ce se produce acolo. Teologii ortodoxi contemporani au evidențiat puterea revelatoare și relațională a numelui. Numele exprimă concentrat persoana, afirmă Părintele Stăniloae. El provoacă persoana care îl poartă să-și trimite lucrarea acolo unde este pomenit. A ne gândit doar la rugăciunea lui Iisus. Aceeași idee este exprimată și de Părintele Michel Quesnot. În icoană, panoul de lemn și pigmenții devin locul prezenței mistice a persoanei reprezentate. Locul de înscrierea numelui poartă energia ființei numite cu credință și iubire. Această înscriere a numelui și această asemănare formală cu modelul sunt cele care formează icoana, care conferă identitatea, dimensiunea ipostatică ce creează relația. În plus, îi conferă ce sfințenie și har, căci ipostasul cu care icoana se află în relație este sfânt. Prin forma văzută și prin numele archetipului sfânt întipărit în natura sa, icoana se umple de sfințenia și de harul archetipului, a persoanei înfățișate. Dar menirea icoanei se împlinește prin faptul că ea îl pune pe credincios în relație cu modelul ei. Așa că, la rândul ei, împărtășește harul și sfințenia prototipului. Ea face parte, spune Patriarhul Nichifor, dintre lucrurile care ne sfințesc mințile și trupurile. Și ca orice lucru sfânt, este vrednică de închinare. Atâta timp cât icoana are întipărit în ea chipul arhetipului și poartă pecetea epigrafeului, adică numele. Deci nu poate fi icoana altcuiva, trebuie să-i se acorde cinstirea cuvenită ca una ce este arhetipul. Închinarea adusă icoanei se înalță la prototip, potrivit formulării axiomatice a Sfântului Vasile cel Mare, inclusă și în definiția dogmatică a Sinodului 7 Ecumenii. Iar Patriarhul Nichifor adaugă că dacă venerezi cu adevărat prototipul, este evident că venerez de asemenea și derivatul, căci icoana împărtășește cinstirea adusă în modelul. Faptul că icoana este venerată nu implică însă două închinări, pentru că nu există o altă închinare dată substanței icoanei, ci există o unică închinare care se adresează ipostasului, căci unică este forma sa văzută în prototip și în icoană. Însă, datorită diferenței de substanță dintre icoană și prototip, închinarea este unică, spune Sfântul Teodor Studitul, numai în ceea ce privește asemănarea ipostatică și de aceea icoana nu poate fi situată pe același nivel ființial cu arhetipul, fiind inferioară celui în slavă și fiind numită sfințită în timp ce prototipul este numit sfânt. Ceea ce este venerat în icoană, ne spune Sfântul Teodor Studitul, este așadar efigia sau forma prototipului imprimată ca o pecete în ea, substanța icoanei rămânând cu totul în afara comuniunii de închinare cu prototipul, care este separat de materie, deși se vede în ea ca într-o oglindă. Acesta este un adevăr cu valoare de axiomă în apologetica iconologului ortodoxă.
a venera și materiei icoanei alături de eficia prototipului înseamnă a scinda unica închinare a Duhului Ipostasului și a introduce o a doua închinare pe care Sfântul Teodor Zuditu o consideră absurdă și idolată. În momentul în care forma tipărită a prototipului se șterge, icoana și pierde sfințenia și nu mai poate fi venerată, căci rămâne doar materia neînchinată ca una ce nu are nimic cu asemănarea, ne spune Sfântul Teodor Zuditu. În această situație, o tradiție veche a Bisericii, consemnată de Sfântul Atanasie cel Mare, de Leonțiu de Neapole și de Sfântul Ioan Damaschin, prevedea arderea lemnului în foc. Primii doi autori sublinind limpede că lemnul devine lipsit de valoare. Mai târziu, fără a preciza cum se scoteau din uzul liturgic icoanele deteriorate grav, Patriarhul Filotei Cochinos consideră că materia icoanei, deși nu mai putea fi venerată, nu putea fi necinstită și utilizată în scopuri profane, deoarece a fost sfințită prin acele venerate în tipărituri și nume. Mai adaug aici că în pravila lui Matei Basarab nu se recunoaște această tradiție ardei, ci se recomandă îngroparea icoanelor deteriorate la loc curat. În concluzie, cu ce rămânem? Cu două întrebări care corespund la două perspective asupra icoanei. Este icoana un obiect sau este icoana un relativ? De aici, decurgând o înțelegere fundamentală a icoanei, a ceea ce este icoana, și de aici, decurgând ce? O implicație fundamentală asupra ceea ce înseamnă stilul icoanei, deci formele de expresie, tehnica icoanei și, nu în ultimul rând, condiția iconală. Vă mulțumesc! Mărturisesc că am discutat înainte și eram puțin pregătit pentru consistența textului și ideile prezentate, dar chiar și așa, chiar și fiind pregătit pentru acest text, simt o mare nevoie de a reciti cu fixul în mână în timp. Va fi publicat. Va fi publicat pe site-ul Anastasie și pe, sperăm, catalogul pe care îl putea scoate pe expoziția.